Micul meu cuvânt s-ar putea numi Teleenciclopedia Mon Amour. E mai mult decât o emisiune. Este un prieten, este un învățător, este un părinte. Noua formulă este una dintre cele mai interesante cu putință. Este așteptat atât de cei mai în vârstă cât și de cei mai tineri, pentru că lucrurile sunt foarte, foarte bine direcționate. V-aș invita să facem o călătorie în istoria picturii, plecând de la Bosch și terminând cu Kandinsky, trecând, bineînțeles, prin Botticelli, pe care, cu siguranță, iubindu-l foarte mult, veți observa asta din tonul vocii mele care se moaie acolo. Avem și o incursiune în istoria arhitecturii și vom vedea unul dintre cele mai importante monumente arhitectonice ale Europei. Vorbesc de Catedrala din Köln, pe care cu această ocazie vă invit să o și vizitați ca să vedeți dacă ceea ce spun acolo este adevărat sau nu. Vă invit ca sâmbătă de sâmbătă să fim alături de aceste bucurii care se însumează într-o emisiune care se numește Teleenciclopedia. Vă aștept!